Bună, Florin, bună, Diana, bună, dragi prieteni. Am trecut de prima zi de școală. Copiii au terminat deja cu orele. Astăzi nu prea se face școală, a fost doar deschiderea. Și mi-am dat întâlnire cu un elev, dar și cu mămica lui, pentru că știți, în prima zi de școală, emoții nu au copiii, ci părinții. Bună, Dina! Bună dimineața, bine v-am găsit, dragilor. Să avem cu toții copiii, dar mai ales părinții plini de emoții, un an școlar cât mai bun. Recunosc că eu am avut emoții, nu mă așteptam, pentru că deja el este clasa 1, anul trecut a fost la școala pregătită, la clasa pregătitoare. Anul acesta am zis că este mai simplu, însă nu, la un moment dat, să nu mai spuneți la nimeni, dar mi-au dat lacrimile. Și ce, nu te-ai obișnuit cu ideea de anul trecut? Ba da, dar sinceră să fiu, mă gândeam la ce este în sufletelele lor, pentru că recunosc, mi-aduc aminte de momentele în care eu eram copil și să știți că pentru copii e dificil, au emoțiile lor, sunt mulți dintre ei puțin anxioși. Doamne ajută că nu este cazul lui Serghei, dar foarte mulți au teama asta de a se desprinde de părinte și am văzut-o și probabil eu sunt o fire empatică și am preluat din emoțiile celor din jur, în special ale copiilor. Am avut emoții mari, mă bucur că el nu are probleme și este relaxat. Serghei are dreptate, mami, a fost grea prima zi de școală? Nu. Nu are, dar cum a fost în prima zi de școală? Ce ați făcut azi? A fost frumos. Ce cari tu acolo în spate, că e ghiozdanul cât tine? Căți, penar, plasterină, peloane, flori. Da. Ai de toate. Pregătit, cam cât au durat pregătirile pentru școală? Îl pregătea așa cum ne pregăteau pe noi părinții, mergea cu o săptămână înainte la cumpărături de caiete. Trebuie să recunosc că de data aceasta nu am avut loc și o spun cu tot dragul, nu am avut loc de mama. Pentru că este singurul nepot al mamei mele și într-o zi, într-un weekend mi-a zis: hei, am cumpărat toate rechizitele. Și am zis: a, ok, deci nu voi avea această bucurie, dar știți cum sunt bunicii, am apreciat foarte tare, așa că ne-a degrevat de povestea asta, a fost cu copilul și a ales copilul ghiozdanul, rechizitele au fost aranjate, noi ne-am ocupat de partea de vestimentație, impus de către clasă, anul acesta s-a mers pe galben la clasa lor, lucru care mie mi-a plăcut foarte mult. Ai ales o școală privată sau una de stat? Asta așa pe final. Deocamdată Serghei este la o școală de stat, una foarte bună, dar spun deocamdată pentru că îmi doresc ca la un moment dat să meargă la o școală privată, nu pentru că unele școli din România și dascălii nu ar fi foarte bune, că există și învățământ de calitate în România, ci pentru că prefer să fie mai puțin în clasă și atunci copiii să fie mai atenți. Am luat în calcul această posibilitate, dar nu acum, în clasa 1. Are un colectiv extraordinar și o doamnă învățătoare extraordinară și îl las aici cu colegii lui acum în ciclu primar. Noi vă mulțumim că ați împărtășit așa din experiența voastră din prima zi de școală. Florin, Diana, eu zic să nu-i mai batem la cap pe copii atât cu temele, școală și să-i lăsăm să se mai bucure de o ultimă zi de relaxare. Da.